Domne, merge prost. Glumesc. În această prima parte din video vom discuta un pic despre piața asta de telefoane și ai face bine să fii o leacă atent dacă ai în plan să-ți schimbi anul ăsta telefonul sau nu. Uite, de exemplu, mai toate rapoartele arată o tendință nouă. Dacă până acum 3-4 ani, hai să luăm care per anul 2019, înainte de să izbucnească molima cu tot mai era să schimbi la 2, maxim 3 ani telefonul, se pare că sub impactul prețurilor crescute și al banilor nu tocmai abundenți de prin buzunarele noastre din ultima vreme, ceea ce ceri userii acum este un telefon care să țină 3-4 ani sau mai mult. Hopa! Și simt în jur, pe la oamenii cu care mai vorbesc, chestia asta. Bă, nu-l schimb anul ăsta, încă se mișcă bine, încă arată bine sau pur și simplu nu simt nevoia de mai mult. Și producătorii par să se adapteze acestei noi direcții, extinzând, de exemplu, suportul software și de securitate pe durate de 3-5 ani, gen 3 ani pentru update-uri de OS și 4-5 pentru patch-uri de securitate. Bine, unii, precum Apple, făceau chestia asta de mai de mult, dar acum o fac și Samsung și Google și ceva firme chinezești. Apoi mai este un aspect. Pe nesimțite, puțin câte puțin, trendul prețurilor s-a inversat. Dacă an de rândul tendința a fost ca prețurile să scadă de la o generație la alta, sau dacă n-au scăzut să rămână măcar constante, dar obiectul muncii să ofere mai mult în termen de performanțe și specificații, acum este un pic pe dos. Telefoanele sunt o leacă mai performante de la o generație la alta, dar și prețurile au crescut puțin câte puțin. Apropo, mi se pare și că salturile tehnologice nu mai sunt atât de mari de la o generație la alta și nici schimbările de design, o chestie despre care vom discuta și în a doua parte a acestui video, în legătură cu lansarea primului telefon important de anul ăsta, și anume Galaxy S23, peste câteva zile. Cu alte cuvinte, telefoanele au ajuns la un nivel de performanță și rafinament la care îmbunătățirile nu mai sunt revoluționare, ci incrementale. Un procesor ceva mai rapid, o cameră ceva mai bună și cam atât, variațiuni pe aceeași temă. În plus, mulți dintre producători și-au găsit deja o linie de design și construcție cu care se simt confortabil și brodează mai departe pe direcția aia. Nici din punct de vedere economic nu e tocmai productiv și eficient să vii cu ceva diferit în fiecare an. Și atunci, pe fondul ăsta, prognozele sunt ceva mai blic, cel puțin pentru prima jumătate a anului. IDC au revizuit prognoza pentru prima jumătate a lui 2023, cum că se vor vinde cu aproape 10% mai puține telefoane, adică 10 de milioane de bucăți în minus vreo 70 exact, cu posibilitatea de redresare abia spre mijlocul și cea de-a doua jumătate a acestui an. Dar în perspectiva posibilei achiziții a unui telefon nou despre care vorbeam la început, s-ar putea totuși ca dracul să nu fie atât de negru, iar vânzătorii să apeleze la finanțări avantajoase și extinse, la promoții și la alte artificii din astea menite să motiveze cumpărătorii. Un alt motivator și o zonă unde mai este headroom este 5G-ul. Deocamdată, nici măcar jumătate dintre telefoanele vândute nu sunt 5G, dar pe măsură ce deploymentul acestei tehnologii crește și ea se democratizează, iar avantajele tehnologiei 5G devin tot mai evidente pentru tot mai mulți, s-ar putea ca și asta să mai sufle în pânze vânzărilor. Un alt momentum este în jurul telefoanelor pliabile. Și aici este loc de creștere. Anul trecut ele au reprezentat ceva gen 1-2% din totalul vânzărilor, adică 15-16 milioane de unități la nivel global, dar procentul va crește pe măsură ce prețurile acestor dispozitive, până acum prohibitive, vor continua să scadă și pe măsură ce tot mai mulți producători vor sări în trenul ăsta. O altă tendință interesantă, dezvăluită tot în raportul ăsta IDC, arată că, deși în general cumpărăm telefoane mai puține și mai rar, tot mai multă lume se orientează spre segmentele premium. Ciudat, nu? Da și nu. Poate tocmai pentru că oamenii nu se mai repet să cumpere un telefon nou în fiecare an sau la 2 ani, se duc spre modele mai scumpe și mai performante, în ideea că telefonul ăla te ține mai mult și mai bine. Are o durată mai lungă de suport, tehnologia de pe el nu mai devine obsolită atât de repede și am început să sesizez și eu tendința asta chiar și la noi în comentarii. Știți, sfatul ăla a devenit memă pe care îl văd de fiecare dată când prezint câte un telefon de mijloc. Gen, boss, mai bine ție un model de top de acum un an sau doi decât ăsta. You feel me, right? Adică în loc să ții ceva la 2000 de lei, mai bine ține pe la de 5000 de acum 2 ani. Desigur, la toate aceste noi direcții contribuie multe alte aspecte. Inflația, situația globală, economia Chinei, războiul comercial, dar și cel din teren, de aici, din vecini, îngrijorările cu privire la viitor și la bugetele caznice, adică factori macroeconomici care îi fac pe oameni mai ezitanți, mai puțin risipitori și iată, cum ziceam în exemplul de mai înainte, mai orientați spre soluții de durată mai lungă atunci când vine vorba. Despre omniprezentul și vitalul telefon. Și, apropo de asta, ia ziceți în comentarii ce credeți voi, care este soluția mai bună. Un telefon mai ieftin pe care să-l folosești un an, doi, sau un telefon mai scump pe care să-l dârvălești 4-5 ani. Ăsta ar putea fi un sondaj și un material de analiză extrem de interesant. Bun. Și acum că am văzut cum stau lucrurile și care sunt tendințele în ansamblu, hai să trecem la meandrele concretului și să vedem cu ce va încerca să ne tenteze Samsung în această primă lansare importantă de smartphone de anul ăsta, cea a lui Galaxy S23. Mai e puțin, puțin până pe 1 februarie, când vom face cunoștință oficial cu noua serie de telefoane flagship a coreenilor, și anume Galaxy cu S în coadă și numărul 23. Și asta înseamnă că toată lumea și câinilor vorbesc despre asta ce chipset vor avea telefoanele astea, dimensiunea și specificațiile ecranului, designul și așa mai departe. Iar cum internetul este locul tuturor bârfelor când vine vorba despre tehnologie, am zis că este un moment bun să facem un roundup al tuturor informațiilor pe care le avem până acum și după aia să facem un soi de pariu cu noi înșine și cu voi și să vedem peste câteva zile cât de aproape am fost sau nu de adevăr. Și începem cu aspectul care contează cel mai mult la un flagship, Putem spune cu oarecare siguranță că dacă ți-a plăcut cum arăta seria S22, noile telefoane nu te vor dezamăgi. Desigur, partea goală a paharului este că dacă aștepți ceva nou și diferit în materie de design, well, nu cred că vei primi. Practic, se pare că Samsung au ales să meargă pe același limbaj de design ca anul trecut și nu vor fi schimbări masive aici. Camerele ar putea fi amplasate în mai mult sau mai puțin același layout, iar singurele diferențe cât de cât notabile vor veni pentru modelele S23 și S23+. Plus. În loc ca lentilele să fie amplasate în acea insulă separată, ca anul trecut, modelele mai mici ar putea împrumuta stilul mai flashy al modelului Ultra. Mai mult, se pare că și sticla de pe spate va păstra finisajul mat al acestuia, ceea ce zic eu că e foarte bine. M-am săturat de telefoane alunecoase ca săpunul, pe care se vede orice urmă de deget și orice zgârietură, oricât de fină. La fel ca anul trecut, S23 Ultra ar putea veni cu S Pen, ceea ce este o veste bună pentru cei care știu să deseneze și pentru nostalgicii după seria Note. Bun, în continuare am să vorbesc despre chipsetul de sub capotă, pentru că aspectul ăsta mi se pare și cel mai interesant. În ultimii ani, Samsung ne-au chinuit pe noi europenii cu chipseturile Exynos pe seriile S. Aceste chipseturi fabricate in-house erau o idee mai slabe din punct de vedere al performanțelor, totul în timp ce consumau mai mult curent sau se încălzeau mai tare prin comparație cu echivalentele Snapdragon. No more. Toate licurile recente indică faptul că toate telefoanele din seria S23 vor veni echipate cu procesorul Snapdragon 8 Gen 2, actualmente cel mai puternic sistem on chip din tabăra Android. Am mai zis asta și în trecut, sper să se confirme și să nu fie wishful thinking și ar fi o chestie mare care ar elimina o frustrare importantă. Numai eu știu, de câte ori am auzit pe unii și pe alții suspinând că: "Mamă, ce bine ar fi fost să vină cu Qualcomm." Deja au apărut pe piață câteva modele de la alți producători motorizate de acest chipset, deci ne putem face o idee încă de pe acum despre performanțele la care ne putem aștepta de la seria S23. Principalul competitor pentru Snapdragon 8 Gen 2 ar fi chiar A16 Bionic de la Apple chipul de pe seria iPhone 14 Pro și se pare că în sfârșit Qualcomm și-au dat două palme și au revenit în bătălia pentru cel mai puternic chipset de pe un telefon. În timp ce A16 Bionic este mai rapid cu vreo 15% pe parte de CPU decât Snapdragon 8 Gen 2, acesta din urmă cică ar fura coroana în testele care se axează pe GPU și performanțe grafice. Diferența din aceste teste, din nou, cică ar fi de vreo 30% în favoarea chipsetului de la Qualcomm, ceea ce nu este de neglijat, dacă ești un împătimit al jucatului pe telefon. Un zvon care a făcut destul de multă vâlvă a fost și acela că Samsung ar putea implementa o versiune specială și exclusivă a acestui chipset, cu o frecvență puțin mai mare pentru nucleul principal. O altă caracteristică nouă, pe care am putea să o vedem implementată pe noua serie de telefoane, este un sistem de comunicare prin satelit. Apple! <laughs> Se pare că Samsung s-a uitat în curtea vecinilor de la Apple când aceștia din urmă au introdus pe seria iPhone 14 un astfel de sistem. Conform unui leaker cu record bun de nimereli, Samsung ar fi apelat la compania Iridium Communications pentru a se folosi de infrastructura acestora de sateliți deja foarte bine pusă la punct. Și zvonul ăsta este destul de insistent și de credibil, ținând cont că înșiși Qualcomm au dezvăluit pe scena de la CS 2023 că chipsetul Snapdragon 8 Gen 2 va integra această funcționalitate de comunicare prin satelit. Sigur, la fel ca în cazul implementării de pe iPhone, acest sistem va funcționa doar în caz de urgențe și nu te aștepta să poți trimite, de exemplu, prietenilor mesaje prin satelit gen ne vedem la 6 la bere atunci când n-ai semnal. Bun, mai departe. Când vine vorba despre stocare și RAM, se pare că modelele S23 și S23 Plus vor veni cu câte 8 GB RAM și de la 128 până la 512 stocare. Recunosc că mi-ar fi plăcut să văd o creștere a capacității de bază a stocării pentru modelele S23 și S23 Plus, dar se pare că va mai trebui să așteptăm încă un an. Varianta Ultra va veni cu un upgrade de RAM, mai exact 12 GB, iar stocarea oferită va varia între 256 și 1 TB. Și că tot am vorbit despre RAM, zvonurile indică și faptul că Samsung vor face trecerea de la LPDDR5 la LPDDR5X, care ar putea oferi viteze de procesare cu până la 130% mai mari, așa se aude, totul în timp ce consumul de energie ar scădea cu vreo 20%. Asta ar putea fi o victorie de palmares pentru Samsung în fața Apple, ținând cont că analiștii preconizează că seria iPhone 15 va rămâne și ea pe standardul LPDDR5 non-X. Pe lângă asta, și bateriile modelelor Galaxy S23 vor primi un upgrade față de seria precedentă. În cazul variantei S23 de bază, se pare că vom vedea o creștere de la 3700 la 3900 de mAh, iar S23 Plus va primi un bump de la 4500 la 4700. Doar modelul Ultra, se pare că nu va avea o baterie îmbunătățită, păstrând capacitatea de 5000 de anul trecut. Viteza de încărcare este un alt topic foarte important și mă bucur să spun că se aude cum că Samsung au înțeles în sfârșit că 25 de W nu prea este o sfurială pentru un flagship în 2023, când alții oferă 125. Astfel, atât modelul S23 Plus, cât și Ultra se vor încărca la 45 de W. Doar mezinul S23 se aude că va rămâne pe aceeași obosit 25 de vați. Aici chiar sper să mă înșel și să aibă și cel mic capacitatea de a se încărca la 45 de vați. În ceea ce privește ecranele, Samsung au misiunea de a-și păstra reputația bună pe care au acumulat-o în toți anii ăștia de când fac telefoane și nu numai și se pare că nu vor dezamăgi nici de data asta. În cazul modelului Ultra, putem să ne așteptăm la un ecran mare de 6.8 OLED LTPO cu o rată de refresh la 120 Hz și rezoluție 1440p. S23 și S23 Plus se pare că vor veni cu ecrane de 6.1 și 6.6 inci respectiv, ambele OLED LTPO cu frecvență tot la 120 Hz și rezoluție 1080p. Ecranele celor trei modele se pare că vor fi întrerupte doar de către camera de selfie cu senzor de 12 megapixeli, ceea ce pe hârtie cel puțin reprezintă un oarece downgrade față de generația trecută, cel puțin în cazul lui Ultra. Adică S22 Ultra venea echipat cu un senzor de 40 de megapixeli pentru camera față, dar cum telefoanele de azi se bazează mai mult pe procesare decât pe hardware, poate că Samsung și-au dat seama că n-au nevoie de un senzor atât de mare ca să livreze o imagine bună. Bine, eu zic asta de mult, dar cine mă ascultă? Dacă este o decizie bună sau proastă, vom vedea în câteva zile după ce le vom trece prin toate testele. Și că tot am menționat camerele, pe spate se pare că vom avea parte de un bump semnificativ, cel puțin în cazul modelului Ultra. În locul camerei de 108 megapixeli, care se găsește pe actualul S22 Ultra, S23 Ultra pe semne că va veni echipat cu noul senzor de 200 de megapixeli și stabilizare optică avansată. Rămâne de văzut cum va impacta asta calitatea pozelor, dar mă aștept la un salt semnificativ, cel puțin pe parte de detalii. Pe lângă camera principală îmbunătățită, alte trei lentile își vor găsi loc pe spatele lui Ultra. Un Ultra Wide de 12 megapixel cu f1.4 și un Field of View de 120 de grade, un telefoto stabilizat optic cu zoom 3x și f2.4 de 10 megapixeli și un alt telefoto stabilizat optic cu zoom 10x și f4.9 tot de 10 megapixeli. Celelalte două modele, alea mai de săraci așa, mamă cum sună asta la un telefon de 1000 de euro, se pare că vor veni cu dăcât 3 camere. O principală de 50 de megapixeli stabilizată optic, un ultra-wide de 12, pe semne același ca pe ultra și un singur telefoto stabilizat optic și el, cu zoom 3x de 10 megapixeli. Un îmbunătățire despre care s-a discutat în ultima perioadă ar fi și creșterea cadrelor pe secundă atunci când telefonul filmează la rezoluție 8K, de la 24 la 30 FPS. Mai avem cale lungă, zic eu, până la magicul 8K60, dar fiecare pas înainte este binevenit. O certitudine ar fi că toate trei modelele vor veni cu certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf. Pe parte de software, toată seria va rula Android 13 din cutie cu interfață grafică One UI 5.1 peste. Standardul Wi-Fi 6E va fi și el prezent, cel mai probabil. Culorile pentru varianta Ultra ds 23 se preconizează că vor fi negru, violet, verde și bej. Cât despre preț, m-aș bucura să spun că va rămâne același ca anul trecut, dacă ar fi să ne luăm după rezervările deja deschise pentru noile modele. Making the long story short, iată deci care ar fi principalele noutăți un design schimbat pentru S23 și S23 Plus care se le apropie mai mult de modelul Ultra, în sensul în care nu vor mai avea acel modul care conține obiectivele, ci vor avea un layout mai simplu și mai aerisit, direct pe spatele telefonului și zic eu că asta ajută cumva și la coerența de design a seriei S23 în ansamblu. Dacă va fi așa, aici eu dau o bilă albă. Apoi, la partea de motorizare, notabil ar fi această posibilă adopție a unui procesor Qualcomm pe întreaga serie S23, ceea ce ar termina în sfârșit cu această segregare cu America și Asia cu un procesor, Europa cu un altul. În plus, cu tot respectul pentru demersurile Samsung de a-și fabrica propriile procesoare, oamenii cam vor Qualcomm, asta e realitatea. Dacă zvonurile și testele licuite până acum se confirmă, cum că Gen 2-ul de la Qualcomm rupe nori, deși vă spun sincer că am rezervele mele, atunci este și mai bine. Și mai sunt curios dacă se va adeveri și această poveste cu o implementare exclusivă pentru Samsung. Apoi ar fi upgrade-ul incremental de baterie cu 200 de mAh pentru S23 și S23 Plus și upgrade-ul de viteză de încărcare pentru S23 Plus și S23 Ultra de la 25 la 45 de W. Deși cred că ar fi păcat ca saltul ăsta să nu fie valabil și pentru modelul de bază. Și în ultimul rând, camera de 200 de megapixel de pe modelul Ultra, care zic eu că trebuie menționată. Așadar, overall, ar fi câteva noutăți relevante pentru ăștia mai tech heads ca noi, dar în ochii publicului larg s-ar putea ca ele să nu pară atât de mari cât să determine un upgrade de la S21, de exemplu, de S22 nici nu mai zic. Și acum, hoi cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum credeți voi că va fi și va arăta seria S23? Evoluție sau revoluție? Ce părere aveți despre acest trend despre care vorbeam în intro de a schimba telefonul mai rar, gen la 3 ani sau chiar mai mult? Pentru 1 februarie stay tuned o să le vedem în carne și oase, mă refer la telefoanele din seria S23 sau mai bine zis în metal și sticlă și atunci vom descoperi și dacă cele discutate aici se confirmă sau nu. Plus că socoteala din târg și aia de acasă nu se pupă mai niciodată, iar experiența propriu-zisă de testare ar putea dezvălui mai mult decât lasă specificațiile să se înțeleagă. Bun, și acum legat de târg, că tot am pomenit cuvântul ăsta, hai să vă reamintesc pe scurt și despre prăvălia noastră zona.store și ce mai puteți găsi pe acolo. Și ce puteți găsi mai nou sunt sistemele PC, trebuie să recunosc că spre șocul și surpriza noastră totală, Gamebox 1, adică primul sistem conceput și asamblat de zonă, se dă ca la balamuc mult peste așteptările noastre, lucru pentru care nu putem decât să vă mulțumim și să ne mândrim cu o treabă bine făcută. Am introdus inclusiv acele câteva opțiuni de configurare pe care ni le-ați sugerat, așa că pe lângă configurația de bază puteți opta acum și pentru un procesor mai tare, o placă video mai potentă și o stocare mai mare. Pentru cei care ați cerut un sistem mai puternic altogether, vă spun acum ceea ce n-am dezvăluit încă, și anume faptul că va exista în curând și un Gamebox 2. Dacă modelul 1.0 este oarecum mediu așa, adică pleacă de pe la 5.500 de lei și ajunge cu toate upgrade-urile la maxim 7.000, Gamebox 2 în versiuni red sau blue, adică AMD sau Intel, va pleca de la o configurație de bază semnificativ mai puternică, iar ca price range va porni de la un 7.500-8.000 de lei și va ajunge probabil la un maxim de 10.000. Luați doar orientativ aceste repere, încă lucrăm intens la Gamebox 2, testăm compatibilități și posibile configurații, dar momentan nu stăm grozav cu disponibilitatea componentelor, deci mai durează niște zile până să vedem și Gamebox 2 afișat pe Store. Doar puțin tică răbdare! Primele unități din Gamebox 1 au plecat deja către noi proprietari, deci le rezolvăm pe toate pe rând. Partea bună este că pe Gamebox 1 am găsit stocuri de componente bune, deci am putut livra chiar mai repede decât am spus inițial, adică 7-10 zile, deci săptămâna asta, vor fi onorate toate comenzile primite până acum. De partea cealaltă, cu tricourile personalizate, mai avem în stoc vreo 50 de bucăți din modelul Winter If Coming, cu Jon Snow încălzindu-se la placa video, și alte 50 din modelul dedicat prostiei omenești versus inteligența artificială. De asemenea, luăm în calcul, în urma nenumăratelor mailuri posibilitatea de a reintroduce în stoc modele care v-au plăcut foarte mult, cum este cel cu un terabyte, Game Time Continuum, sau chiar primul, cel cu placa video Steampunk. N-am luat încă o decizie, dar cântărim. Da chiar, ziceți-mi și voi în comentarii ce modele ați vrea să fie din nou disponibile în stoc. Aruncați un ochi pe zona.store și hai să votăm! Well, cam asta fuse pe azi. Stați cu ochii pe noi în zilele următoare pentru review-ul la Galaxy S23. Abonați-vă în zonă. Apropo, vreau să mulțumesc și celor care au ales să ne sprijine în calitate de membri ai canalului și evident, baftă vouă.